A stabilit o comisie al cărui președinte sunt de a negocia cu conducerea Veolia două sume care sunt una de 45 de milioane, cealaltă de 48 de milioane. Prima sumă să fie dată în 15 rate, a doua sumă în 11 rate. Răspunsul Veoliei a fost să dea în 22 de rate, noi am vrut în 30 de rate la început, acum s-a făcut la a doua ședință s-a discutat, rămânând ca negocierea să fie finalizată în cel mult două săptămâni, și anume ca cele două sume să fie plătite în 26 de rate. Mai mult, am negociat faptul că nu trebuie să mai plătească penalități și dobândi. Veolia a fost de acord să renunțe la 9 milioane care erau penalități și dobândi. Vom vedea cum vor finaliza această comisie în cel mai mult timp.